La categoria A, câștigătoarea turneului de mini-fotbal Cupa Publica TV a devenit echipa Bierja, care a învins în finală formația Bucuria. Din partea Federației Moldovenești de Fotbal și un balon care tot la vine pentru echipă. A fost o organizare destul de bună. În primul rând a promovat modul sănătos de viață. Ne-am decis simplu, privind Publica TV. Corean Tigers s-au impus la categoria B. În marea finală, Tigrii au învins formația Titanic. Brava, brava. La orice turneu, cred că fiecare sportiv are un scop de a câștiga locul întâi. A fost bun, a fost mai puțin bun, dar în schimb cred că dacă toți au venit aici, toți sunt buni. Printre cele 29 de echipe care s-au înscris în competiție, a fost și o formație de juniori care la fel a fost premiată. Am fost o echipă bună pentru noi și mi-a plăcut turneul de astăzi. Cu ce să spun, mulțumesc echipei și antrenorului. Evenimentul a avut loc în cadrul Cupei Publica TV. În următoarele săptămâni vor fi organizate competiții între echipe de amatori la badminton, basket, tenis de câmp și șah.